Limba Romana. Hello everybody, we're going to start our 30F class in learning Romanian, and in this lesson we're going to talk about how much free time do we have and weekend. Cât timp liber avem? Preocupările. Din timpul liber au trei funcții. Odihnă, distracție, formare individuală. Cât timp liber avem? Preocupările. Din timpul liber au trei funcții. Odihnă, distracție, formare individuală. Bună ziua! Tema emisiunii noastre de astăzi este ce fac românii în timpul liber. Am invitat-o pe doamna dr. Emilia Stănescu de la Institutul de Statistică. Bună ziua, doamna Stănescu! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Care sunt principalele activități din timpul liber? Bună ziua! Tema emisiunii noastre de astăzi este ce fac românii în timpul liber? Am invitat-o pe doamna dr. Emilia Stănescu de la Institutul de Statistică. Bună ziua, doamnă Stănescu! Mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Care sunt principalele activități din timpul liber? Bună ziua, bine v-am găsit! Voi intra direct în subiect. Există diferențe semnificative în alocarea timpului liber în funcție de gen. Femeile și bărbații dau fiecare o altă importanță activităților din timpul liber. Principala modalitate de petrecere a timpului liber este și rămâne vizionarea programelor de televiziune. Bună ziua! Bine v-am găsit! Voi intră direct în subiect. Există diferențe semnificative în alocarea timpului liber în funcție de gen. Femeile și bărbații dau fiecare o altă importanță activităților din timpul liber. Principala modalitate de petrecere a timpului liber este și rămâne vizionarea programelor de televiziune. Astfel se satisface atât nevoia de destindere, de distracție, cât și cea de dezvoltare a personalității. Mai mult de jumătate din timpul liber este petrecut atât de către bărbați, cât și de către femei în fața televizorului. A doua activitate importantă este viața socială, adică vizitele, conversațiile, socializările în cadrul familiei, convorbirile la telefon, etc. Astfel se satisface atât nevoia de destindere, de distracție, cât și cea de dezvoltare a personalității. Mai mult de jumătate din timpul liber este petrecut atât de către bărbați, cât și de către femei în fața televizorului. A doua activitate importantă este viața socială, adică vizitele, conversațiile, socializările în cadrul familiei, covorbirile la telefon, etc. Pe locul 3 se află cititul. În România se alocă 18 minute zilnic cititului. Timpul pentru citit scade pe măsură ce crește vârsta persoanelor, în special în cazul femeilor, și este mai ridicat odată cu creșterea nivelului de instruire. În ceea ce privește ascultarea radioului sau înregistrărilor, de exemplu CD-uri, timpul alocat este mult mai redus. Pe locul 3 se află cititul. În România se alocă 18 minute zilnic cititului. Timpul pentru citit scade pe măsură ce crește vârsta persoanelor, în special în cazul femeilor, și este mai ridicat odată cu creșterea nivelului de instruire. În ceea ce privește ascultarea radioului sau înregistrărilor, de exemplu CD-uri, timpul alocat este mult mai redus. Activitățile religioase, civice și politice consumă 18 minute zilnic, femeile fiind ceva mai implicate. Participarea populației la activități culturale este redusă. Numai 2,2% dintre români sunt interesați de astfel de activități.
Acestea sunt legate de mersul la cinema, teatru, concerte, expoziții, muzee sau evenimente sportive. Proporția este mai redusă decât în alte țări europene. Activitățile religioase, civice și politice consumă 18 minute zilnic, femeile fiind ceva mai implicate. Participarea populației la activități culturale este redusă. Numai 2,2% dintre românii sunt interesați de astfel de activități. Acestea sunt legate de mersul la cinema, teatru, concerte, expoziții, muzee sau evenimente sportive. Proporția este mai redusă decât în alte țări europene. Mulțumim pentru această succintă prezentare. Se înregistrează diferențe majore în funcție de statutul marital? Ei bine! Mulțumim pentru această succintă prezentare. Se înregistrează diferențe majore în funcție de statutul marital? Ei bine! E sfârșitul de săptămână. Ce faceți sâmbătă? Aveți liber? Vă treziți mai târziu? Aveți alte programe decât de obicei? Dar alți, ei ce fac sâmbătă? E sfârșitul de săptămână. Ce faceți sâmbătă? Aveți liber? Vă treziți mai târziu? Aveți alte programe decât de obicei? Dar alți, ei ce fac sâmbătă? Todor e liber azi. Este o zi frumoasă de sâmbătă și se îmbracă. Își pregătește o cafea și un bol cu cereale și lapte. Are timp destul. Ziua este abia la început. Își dorește să meargă la cumpărături. În afară de alimente, are nevoie și de o pereche de pantofi de sport. Vrea să-și facă mai întâi cumpărăturile și după aceea să se întâlnească la o cafea cu prietenii. Todor e liber azi. Este o zi frumoasă de sâmbătă și se îmbracă. Își pregătește o cafea și un bol cu cereale și lapte. Are timp destul. Ziua este abia la început. Își dorește să meargă la cumpărături. În afară de alimente, are nevoie și de o pereche de pantofi de sport. Vrea să-și facă mai întâi cumpărăturile și după aceea să se întâlnească la o cafea cu prietenii. Astăzi sunt liber. Sâmbăta lucrez de obicei câteva ore, dar azi nu. Vreau să mă odihnesc pentru că am avut o săptămână foarte grea. Iar săptămâna viitoare e la fel. Când sunt liber, nu mă scol foarte devreme. Abia la 9. Mă spăl, mă îmbrac și îmi pregătesc micul dejun. În restul săptămânii nu am timp decât de o cafea, dar așa apuc să și mănânc ceva. Îmi plac dimineața cerealele cu lapte. Stăzi sunt liber. Sâmbătă lucrez de obicei câteva ore, dar azi nu. Vreau să mă adihnesc pentru că am avut o săptămână foarte grea, iar săptămâna viitoare e la fel. Când sunt liber, nu mă scol foarte devreme, abia la 9. Mă spăl, mă îmbrac și îmi pregătesc micul dejun. În restul săptămânii nu am timp decât de o cafea, dar așa apuc să și mănânc ceva. Îmi plac dimineața cerealele cu lapte. Azi am timp destul. Ziua e abia la început. Vreau să merg la cumpărături. Trebuie să-mi cumpăr alimente pentru toată săptămâna. Iaurt, lapte, legume și fructe. Am nevoie și de pantofi de sport. Mâine merg la sala de fitness și am nevoie de echipament.
Sper să termin repede cu magazinele pentru că mă întâlnesc cu Lili și Cipi la o cafea pe terasă. A, azi întreb destul. Ziua e de abia la început. Vreau să merg la cumpărături. Trebuie să-mi cumpăr alimente pentru toată săptămâna. Iaurte, lapte, legume și fructe. Am nevoie și de pantofi de sport. Mene merg la sala de fitness și am nevoie de echipament. Sper să termin repede cu magazinele pentru că mă întâlnesc cu Lili și Cipi la o cafea pe terasă. Asta facem de obicei în sâmbăta liberă. Atunci stabilim și programul de seară. Se întâmplă destul de multe în oraș la sfârșit de săptămână. Sunt tot felul de evenimente prin cafenele și cluburi, concerte, lecturi, teatru scurt, expoziții de pictură, așa că nu va fi ușor să ne hotărâm. Sigur mai trebuie să fac ceva, doar că nu mi-aduc aminte ce, dar nimic nu poate să-mi strice buna dispoziție. Îmi place să nu am program fix. Acum trebuie să plec. Vă țin la curent cu programul. Ciao! Asta face de obicei în sâmbătă liberă. Atunci stabilim și programul de seară. Se întâmplă destul de multe în oraș la sfârșit de săptămână. Sunt tot felul de evenimente prin cafenele și cluburi. Coverte, lecturi, teatru, scurt, expoziții de pictură. Așa că nu va fi ușor să ne hotărâm. Sigur mai trebuie să fac ceva. Doar că nu mă aduc aminte ce. Dar nimic nu poate să îmi strice bună dispoziție. Îmi place să nu am un program fix. Acum trebuie să plec. Vă țin la curent cu programul. Ciao! Mă scom rău de vreme. Citesc ziarul și o carte bună. Ies des cu prietenii la restaurant. Pregătesc raportul pentru ședință. Mă uit la un film. Mă scom rău de vreme. Citesc ziarul și o carte bună. Ies des cu prietenii la restaurant. Pregătesc raportul pentru ședință. Mă uit la un film. Merg să dansez în club. Îmi verific corespondența și răspund la emailuri. Joc fotbal cu colegii. Merg la cumpărături. Nu mi dau niciodată jos cravată. Merg să dansez în club. Îmi verific corespondența și răspund la emailuri. Joc fotbal cu colegii. Merg la cumpărături. Nu mi dau niciodată jos cravată. Ok, thank you so much for watching this video. La revedere!